Astăzi mergem la Jumbo și după ce voi termina cumpărăturile, am să vă fac mare unboxing, mare haul. Lilari sunt o bombonică. Surf baby, sunt pe val, nu am nicio frică. O mini Beyoncé, știu, te oftică. Nu te ambala, stai jos, mai băiețică. Sunt o băbușică, mică, frumușică. Haine, doare firmă, n-are rost să spui că știu că îți place, am flow-ul corect. Fac tot ce contează pe net. Sunt avea de fata rotata. Pot avea orice că mi se pune pata. Sunt o bom 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 bom. Aparent, Jumbo se transformă într-o piață pentru că a apucat vreo... De ce nu mi-ai zis că sunt de plastic? De plastic, da. Acum vom afla marele mister cum stă blondă. Mai bine renunțăm la idee. După ce m-am întors, am mâncat puțin și vreau să vă zic doar că acum vom face mare haul de la Jumbo și sunt mega, mega, mega fericită de lucrurile pe care mi le-am luat, de lucrurile pe care mi le-am luat pentru că îmi plac foarte mult. Deci nu vreau să fac intro și alte chestii în vlogul acesta, așa că zic să trecem deja la prezentare. Ok, acum am să vă prezint. Ok, le-am scos din plasă pentru că ar fi fost și aici și s-ar fi auzit cam nasol pe parcursul vlogului, așa că le-am înșirat aici pe fotoliu, fix în ordinea în care au fost în plasă, așa că zic să începem cu prezentarea. Bun, prima dată am văzut foarte multe persoane care au într-un fel sticky note-uri, nu prea știu cum se numesc foarte, foarte concret. Dar pot să vi le arăt și cred că v-ați prinde voi la idee, la ce vreau să vă explic aici. Ok, deci așa arată coperta, să zic așa. Așa arată sticky notes-urile dinăuntru și după acest vlog am să le deschid, am să le dau jos acest ambalaj și am să le pun și am să le folosesc. Bun. Pentru că de mică îmi doream un pix sau un stilou cu pană, nu știu cine știe de aici, că a fost odată la un moment dat, chiar erau oameni care scriau cu pixuri sau cu stilouri și sus avea o pană. O să vedeți acum, pentru cei care nu știți, la ceea ce mă refer. Deci aș vrea să vă prezint minunatul meu pix. Ok, deci era și roz, dar am ales albastru pentru că este culoarea mea preferată. Și îmi place foarte mult și această pană și este super tare. Nu știu cine mă urmărește pe Instagram de aici, scrieți în comentarii cine mă urmărește, iar eu vă voi aprecia comentariul, de fapt vă voi aprecia comentariul tuturor. Așa, dar cei care mă urmăresc, cu siguranță ați văzut pe story că astăzi v-am întrebat ce să îmi iau, ce să aleg. Era fix același lucru, doar că, adică era tot așa, în împrejurul acestui borcănaș pentru pixuri, era ca și un fel de unicorn mov cu cornițe și drăguț. Și erau ambele drăguțe, adică acesta și cel cu unicorn, dar nu eram foarte sigură pe care să-l iau, nu puteam să mă decid, așa că ați decis voi pentru mine și ați decis acest suport de pixuri și creioane și stilouri, etc. Și vreau să vă super mulțumesc pentru că este super fain.
Ok, cred că știți majoritatea că eu mai fac și coafuri. Așa că am luat din nou câteva, mereu când văd îmi iau câteva cremuțe din acestea așa, pentru că mi-este mult mai simplu, de exemplu, să prind o coadă. Este mult mai simplu. Și nu știu cine știți despre mine că mie îmi place foarte mult ceaiul. Eu am mai postat pe story câteva videoclipuri, de exemplu, cum mi-am pregătit un ceai, v-am arătat cum arată ceaiul meu zilnic și vreau să vă arăt ce cănuță foarte, foarte, foarte tare mi-am luat și chiar îmi place, deci cam așa arată. Și mi-a plăcut și lingurița și este foarte interesantă și am zis de ce nu, pentru că eu beau foarte des ceai, deci te-aș fi pierdut dacă nu mi-aș fi luat cănuța. Ok. Și dacă tot am dat vorba de ceai, avem aici această cutie din lemn. Și aici scrie I love tea. Și avem aici așa. Și poate vă întrebați ce se pune înăuntru. Eu am stat și m-am gândit împreună cu mami și ne-am dat seama că aici se pun înăuntru sortimente de ceai. Și ni s-a părut foarte interesant pentru că, în mod normal, noi bem ceai, n-am mai bea și cafea, dar noi bem ceai și am zis că ar fi o idee foarte bună ca să nu mai avem acele cutii din carton și arată și mai bine, adică sigur dă o culoare mult mai tare bucătăriei. Voi ce ziceți? Ok, am zis de coafuri, că eu fac coafuri, doar că nu cred că am dat de foarte multe ori vorba de lănțicuri în tot ceea ce postez eu aici pe YouTube, așa că vreau să vă zic că cred că fiecare fată nu are lănțicurile prea ordonate și se încurcă lănțicurile între ele și pe mine mă cam enervează lucrul ăsta, pentru că eu țin foarte mult la lănțicuri, îmi plac foarte mult, așa că m-am decis, pentru că am văzut în America foarte multe persoane care au tipul ăsta de suport de lănțicuri, m-am decis când am văzut să mi-l achiziționez și eu și chiar îmi place. Practic, aici se pun lănțicuri, la asta m-a întrebat și mama, pentru ce este acesta? Și noi acolo se pun lănțicuri. Deci scrieți în comentarii dacă și vouă vă place. Și după cum bine știți, de fapt, cine a citit articolele despre mine, sigur știe. Aveți link în Instagram, în bio, cu unul dintre articolele despre mine. Și, ca să vă fie mai simplu să-l citiți, am să las link-ul și aici jos în descriere. Și, da, după cum bine știți cei care ați citit articolele și o să aflați cei care veți citi articolele, că mie îmi place foarte mult filologia, îmi place partea asta de scris, de română, de creativitate. Ceea ce cred că era logic pentru oricine că o să-mi iau ceva de scris. Ok, deci pe dată vreau să vă arăt pixurile mele, deci sunt atât de fericită de acest pix. Deci voi vă uitați, deci cred că numai vedetele au pixurile astea și arată atât de fain și sunt atât de entuziasmată. Și îmi place atât de mult. Și când am văzut, eram acolo, wow, că mi-a zis mami, vrei și pixul acesta? Și eram acolo, da! Ok, deci cred că dacă ați putea să veniți la Jumbo cu noi, ar fi wow! Așa, și ce voi credeți că este singurul pix pe care mi l-am luat? Eu, deci chiar îmi zice tati mereu, aoleu, dar câte pixuri ai! Mulțumesc, este un super mega bun compliment pentru mine! Așa, deci după cum bine am zis, mi-am luat și aceste pixuri. Și mie mi-a plăcut foarte mult și tot așa sunt argintii și acesta are într-un fel glitch-ul ăsta care se mișcă așa și este super fain. Și ca să fiu mai organizată mi-am luat un carnețel și într-un fel niște sticky notes-uri și vreau să vă arăt că mi-am luat aceste planere, să zic așa. Cam așa, nu. Sunt într-un fel de notițe, deci am aici, arată super tare și mi-a plăcut că este aici cu albastru, e culoarea mea preferată, cred că v-am înnebunit cu albastrul, deci îmi pare rău dacă v-am înnebunit să vă obișnuiți cu mine așa. Și
și acest carnețel, unde aș vrea să-mi plănuiesc, ce am să fac eu într-o lună, ce îmi propun să-mi fac și sunt foarte mândră că am găsit un carnețel de tipul acesta. Are și aceste chestii aici, care arată super bine. Și cred că am făcut alegerea perfectă, pentru că erau foarte multe carnețele. Erau cam vreo două raioane de carnețele pline. Și pot să vă zic doar că am avut niște momente foarte intense de gândire. cum a sunat asta, m-am simțit ca și Mihai Eminescu. Deci pot să vă zic că da, m-am gândit foarte mult ce alegere potrivită să fac. Cred că este cam lung vlogul ăsta și îmi pare rău dacă v-am cam plictisit pe la final sau în timpul vlogului. Sorry! Și vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii care este produsul vostru preferat pe care mi l-am achiziționat astăzi și pe care vi l-am prezentat aici în vlog. Eu sunt foarte mândră că pot să împărtășesc cu voi ceea ce îmi cumpăr și mi se pare un lucru foarte important pentru mine și cred că atât și pentru voi. Deci, cam acesta a fost subiectul pentru astăzi și vă promit că o să revin cu mult mai multe vloguri, am atâtea idei în cap și apoi aștept să le filmez, plus că acum avem vacanță și chiar dacă mai este o săptămână și 2-3 zile, am timp să le fac eu pe astea. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Lilari și... uitați să citiți articolul din bio. deci vreau să primesc două comentarii de la voi. Produsele voastre preferate. Care a fost produsul vostru preferat? Și al doilea comentariu, ce idei de vloguri mai aveți? Chiar dacă eu am foarte multe idei. Pentru că o să le filmez pe toate, o să rămân fără. Deci am nevoie de ideile voastre și sunt absolut sigură că sunt superbe, așa că o să le folosesc în vlogurile mele. Bye!